Cafeneaua literară Zeto Sloveș a găsit un spațiu ideal pentru a promova cultura în Mușcel, o casă de pe strada Brâncoveanu, de secolul al XIX-lea, care a fost una dintre morile ce popula odată râul Târgului, devenit acum restaurant. Prin rolul asumat de cafenea literară, va fi centrul unor activități culturale organizate de Doina Banciu, profesor universitar, cetățean de onoare al Câmpul Lungului, prin asociația Digilib Mușcel. Am gândit că poate se cuvine ca în acest oraș să existe și o cafenea literară. O cafenea în care oamenii să se poată întâlni, să schimbe idei și inițiative, să poată comunica mai ușor, să poată răsfoi o carte, eventual și un ziar, să poată bea o cafea și o apă minerală și să pune la cale proiecte de real interes pentru Câmpul Lung, pentru împrejurimile Câmpul Lungului, pentru Mușcel. Mă bucură că alături de noi este și Asociația Salvați Câmpul Lungul și Mușcelul, despre care mărturisesc cu jenă că am aflat foarte târziu. Și de aici și ideea de comunicare necesară între cei care vor să facă bine acestui oraș. Cafeneaua are deja amenajate standuri de carte care poate fi cumpărată sau citită de cei care vor dori să-i treacă pragul și aici vor putea fi organizate evenimente culturale și de către ceilalți mușceleni sau creatori de cultură care vor să se adreseze Câmpul Lungenilor. Inaugurarea cafenelei literare s-a făcut în prezența unor invitați speciali ai gazdelor, primul eveniment organizat fiind dedicat centenarului Marii Uniri prin prezentarea unui volum special publicat de Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București. Eroinele României Mari este o carte ce cuprinde informații inedite despre femei puternice ale României care, prin activitatea lor, au fost modele pentru societatea românească și au contribuit la crearea unei țări moderne. Am gândit un proiect foarte ambițios, foarte dificil. Mi-am asumat o sarcină grea și anume de a pune la oaltă contribuțiile femeii române, doamnelor neamului românesc, la înfăptuirea Marii Unii. Și așa, ideea a fost ea ambițioasă, dar după ce te entuziasmezi, constați că e mult mai dificil decât părea inițial. Prin urmare, întâi și întâi am identificat partenerii și anume Muzeul Național al Literaturii Române în finanțatorul proiectului, cumva, dar și în ediția, în editura muzeului, apărând lucrarea ulterior, am început să construim parteneriate cu instituțiile care consideram că mai au, că au resurse și nu doar documentare, dar și imagistice extraordinare, pentru că finalmente a rezultat un volum album, un volum eveniment și din punct de vedere al imaginilor pe care le oferă. O analiză a nivelului cultural al românilor a fost realizată de Anta Becuț, directorul Direcției de Cercetare al Institutului Național de Cercetare și Formare, prin prezentarea Barometrului de Consum Cultural 2017, un studiu care se realizează an de an și care înregistrează statistic cât și ce se citește în România și care este stadiul actual al pasiunilor culturale ale conaționalilor noștri. Acest an, pentru că este anul în care sărbătorim centenarul Marii Uniri, ne-am concentrat în ediția din 2017 să identificăm cum se plasează cultura în pragul centenarului și am urmărit în principal teme cum ar fi identitatea națională, locală sau regională, patrimoniul cultural care este deopotrivă material și mă refer aici la clădiri de patrimoniu cum este și aceasta, patrimoniul imaterial care înseamnă obiceiuri, tradiții, cântece, meșteșuguri și practicile culturale pe care oamenii le au le-au avut în anul 2017. Evenimentul s-a încheiat cu un debut literar, Ana Carina Nițulescu, o adolescentă din București cu origini mușcelene, care a prezentat publicului scrierile sale. Și copacii, ei îți duc dorul mai mult ca mine, că tu îi îmbraci în haine verzi și le e bine.
Tu vii perioadă scurtă și pleci, parcă să ne amăgești. Iei serile calde și clipele adormite și pline de povești. Ah, nu, nu vrei să fii mai punctuală, să stai toată perioada anuală. Să nu mai plori, pleci și să mâncăm tot înghețată, uitând de iarna cea adevărată.